Texte da. pentru Mirabela Daur, da. texte pentru Gabriel Dorobanțu. Sunt niște ani de când da. scriu texte pentru cântece care au depășit cifra de 1000. mie. Ce Ce-ți mai trebuie, tu, fată de la facultate, care vinzi bilete la avioane, <laughs> să-ți cânte Ion Suruceanu? Textele tale. Am vorbit despre galaxii și trans, clans de rață și mazăre și acum ne ducem la religie. Când nu mi-a ajungea de un ruj și trebuia să improvizez... Eu da, ți-am da, da. da. Eu de aia așa am făcut Comadă Pomada e să spunea la Pomada. ce e. <laughs> și era din aia ieftină care te usturau și ochii de la, de la ea, pentru că era și expirată, desigur. Dacă Normal. definim așa vrăjitoarea, <laughs> înseamnă că sunteți o vrăjitoare. Dacă definim așa, da, poți să-mi spui vrăjitoarea. Ați spus vreodată în practică, iată când prăjiți un ou acasă pentru familie, aceste calități de vedmă. Nu, pentru că eu am ars ouă wow, de atâta că ei îmi veneau ideile poetice și eu trebuia să... Da, da, de câte ori am ars mazărea. Partener general OTP Bank Doamna Radmila Popovici a venit la Titania și sunt onorată, mulțumesc că ați acceptat. Din admirație pentru tine și pentru sinceritatea cu care comunici cu oamenii și aduci publicului această sinceritate a comunicării. Chiar sunt curioasă ce vrei să scoți de mine. Eu cred că avem multe discos. În primul rând, eu am căutat interviuri despre Radmila Popovici, de unde vine și tot ce înseamnă biografie, sunt foarte puțini, este foarte puțin scos în evidență. Dar noi trebuie să spunem sus și tare. Radmila Popovici este autoarea mai multor texte ale pieselor artiștilor noștri, dar și din România. Haideți, câțiva din România. Mirabela Dauer, texte da pentru Mirabela Dauer. Da. texte pentru Gabriel Dorobansu. Așa. Chiar sunt mândră de colaborările astea pentru că sunt niște nume și de mic copil ascultam uh, cântecele lor, că am o să fac și eu parte din, din ele. După care, tot dumneavoastră sunteți autoarea pieselor. Uh, începem de la Cristina Scarlat, Ion Suruceanu, Anujoara... Adrian Chișanu. Anișoara Puică, Natan și mulți, mulți alții. Că, că dacă ar trebui să fac o listă, ar fi lungă și ne-ar ocupa tot, toată discuția. Uh -huh. uh, texte pentru piese. Mai faceți texte pentru muzică de la teatru? Da, pentru textele cântate în cadrul spectacolelor. Pot să le numesc, că nu sunt atât de multe. Da, 12 la... scaune la Eminescu, chiar uh -huh. a fost o experiență unică și foarte frumoasă pentru că muzica a făcut-o Vale Bogian uh -huh. și a făcut-o după textele mele, adică nu mi-a dat o melodie pe care trebuia să așez. Au lucrat ei după textele. mele da, da, și eram foarte curioasă cum o să sune aceste melodii în cadrul unui spectacol cu așa un nume, pentru că 12 scaune pus pe, pe multe scene și uh, e un, un spectacol la care aș mai merge. Sunt deja mulți ani de activitate. Sunt mulți. Mulți da. ani de activitate. Ar trebui să se întâmple în acest an vreo serbare, vreo chestie de a, ce, a face ceremonie. Bilanț. Bilanț, da. <laughs> la 50 de așa. ani când mulți spuneau, Doamne, de ce spui câți ani ai și zic, păi uite ce noroc am. pentru că dacă nu spuneam că am 50 de ani, multă lume nu avea să vină la lansările de carte, dar așa la 50 de ani toți vin. Da, vin, e cifră rotundă și Da, și e rotund și respectiv zic că e și o hătrenie în asta, de fapt nu e nicio hătrenie, eu, eu, nu pot să mint, adică peste tot scrie în ce an m-am născut și un calcul foarte simplu. Altceva e că, da, într-adevăr sunt ani de când colaborez cu compozitorii și interpreții din 90 Pot spune că am dat startul acestor colaborări și sunt niște ani de când da. scriu texte pentru cântece care au depășit cifra de 1000. Cărți în, din 2008, de când am debutat în literatură cu volumul Mis, care a fost și premiat și respectiv am devenit membru al Uniunii Scritorilor, sună tare, dar de, de atunci am scos în 13 ani 13 cărți. Nu sunt mm. de poezie, Fiecare. este o carte de cântece pentru copii, este o carte de interviuri, una de proză poetică, adică m-am dus și în direcția asta pentru că îmi place să experimentez. Uh, am uh, experimentat și în teatru, chiar am fost. Uh, actriță? Nu, actriță, dar am, am fost jucat. alături de mari actori în spectacole, eu așa zic. Dar piesele care răsună și sunteți omul din spate, ați simțit vreodată? mai puțină ieșire în evidență decât ați fi vrut. Pentru că e textul meu, este cântat pe scenele mari, dar eu sunt așa în umbră. Și în Moldova, haideți să recunoaștem că mulți oameni din spate nu prea scoși în evidență. Noi știm, oameni, vedetele peste tot apar, interpreții, fețele lor cunoscuți și așa mai departe. Dar nu se promovează. Cine a făcut aranjamentul? Cine a făcut textul? Cine a făcut mix master? Oamenii din spate stau la fel de deștepți, la fel de entuziaști, plini de viață, la fel de multe, dispus, dar stau acolo undeva și puțin îi iau în seamă. Uh, știi, e o frustrare să vrei uh, să fii luat în seamă și numele tău să fie uh, cap de afiș. Adică... Da, da, e o normalitate să vrei. Eu, e să vrei e, sau e o normalitate să vrei? Depinde, depinde din ce unghi te uiți. Eu zic că oricum vine un moment în care uh, lucrezi, uh, aduni, uh, insiști, bagi energie și această energie conform regulilor fizice și ale Universului uh, nu poate să stea la nesfârșit conservată într-o bulă. Uh, bula se sparge și lucrurile se întâmplă. Dar clar că eu am uh, avut curajul să spun atunci când am simțit că sunt nedreptățită de către unii puțini, dar am încercat să le spun în față ca să nu cu frustrarea asta în spate și să nu mă simt cumva neglijată. am zis că mai o parte ce parte dintr-un cântec constituie un text. Bine, ești cu o piesă care ar trebui să spună ceva publicului. Și o cânți cu la 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 care va fi impactul ei impactul, nici nu neapărat succesul, că nu toate piesele care au un mesaj profund au neapărat succes în, într-o lume în care succes au chiar cele cu la la la. <laughs> da. Dar, totuși, îl întreb pe interpret, pe ce se ține această piesă? Foarte mult contează textul, să știți, cuvintele au atins sufletele și e atât de greu să spui că, uite, la, la acest produs a participat și compozitorul și autorul textului, textul. că ți face ție Față sau cumva tu arăți bine atunci când spui. Cine a lucrat cine pentru fața e, ta. Da, e, este în echipă. Nu vii să-ți atribui și să-mi spui mie chiar cu o brăznicie, că dar eu v-am plătit pentru asta sau cât. că ne, ne legăm și de plată. Cât costă un text din prețul final al unui produs muzical. A e cea parte. Mm -hmm. Deși el, dacă e, e important să fim sinceri, da, scoți cuvintele și vezi ce rămâne. Da. Și ă, asta nu e. Moftul meu sau uh, supărarea mea e ceva care trebuie să fie exact, o cum normalitate, normalitate într-o societate care pretinde că e uh, dezvoltată. Știți de cine m-am amintit. <laughs> LP, o știți pe asta? Da. da. Uh, Last You este piesa ei cea mai cunoscută. Da. Ea, da. ea a scris texte pentru Beyoncé. Ea a scris pentru marele vedete și când s-a simțit că nu mai este recunoscută și munca ei nu este apreciată, ea la peste 50 de ani s-a apucat de cântat singură. Și A, ce succes la are. 50 de ani sau peste 50 de ani, viața abia începe. Trebuie să privim astfel lucrurile, pentru că tot ne s-a băgat în cap că la 50 de ani femeia devine bunică și trebuie să aibă grijă de nepoți. Scuzați? Nu, no, eu mai vreau să-mi păpțesc buzele, da. eu vreau să pun cercei și, 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 eu vreau scriu să, să experimentez lucruri care, despre care nici nu m-am gândit vreodată în Ceilalți 50, adică viața abia începe pentru că totuși copiii sunt mari, ei te pot ajuta și susține, sprijinind în proiectele tale și eu cred că e un exemplu de longevitate, probabil acesta. Îmbătrânirea e în primul rând în, în, cap. în cap, da. Și trebuie să, dacă simțim că acest lucru nu este adevărat și ni s-a băgat în cap mulți ani, da. da, să-l scoatem de acolo și să arătăm prin exemplu propriu că se poate și altfel. <laughs> și 50 de ani e o, e o vârstă foarte frumoasă și chiar mă simt uh, tânără. Haideți să începem uh, de mai de departe. De unde <laughs> vine Radmila Popovici? Uh, vine din buricul pământului. Acolo e uh, da. veșnicia. Din veșnicia, din veșnicia <laughs> și veșnica, florițaia veche, uite și veche, veșnică. În Dumitru Crudu e de acolo? Din Florița Nouă. Ah, deci voi de acolo, așa. Da, dar Dumitru Crudu cumpăra cărți din librăria în care vindea mama. A, cărțile. Okay. De unde Radmila? Eu nu știu dacă am mai auzit undeva numele Radmila. <laughs> Părinții s-au gândit. După că... mine au mai pus acest nume. A, okay. Da, dar mama s-a inspirat dintr-un teatru la microfon care se difuza în fiecare luni. Și venea din România, noi fiind la frontieră, fiind foarte aproape un gen de și aveam un post de radio pe care undele noastre... îl. Furculița de aluminiu se prindea. prindea și tata era profesor de matematică și fizică și aveam tot felul de cutii prin copaci, Și da. acum țin minte și antene improvizate și aveam noi parte de, de această informație care venea de peste prut. Exact ce facem noi atunci când călcăm și ne punem căștile în urechi și ascultăm da. emisiuni sau podcasturi, cum da, ar fi da, al tău. Da, da. Pentru că nu găsești acest timp, dar când cineva îți cântă în ureche ceva, se prinde. Adam. Și. Uh, și acolo era. De Radmila, era admirabilă. Era dar mama a pierdut o fetiță înaintea mea. Cu patru ani mai mare era sora mea decât mine și tare își dorea un copil care să-i compenseze această mare pierdere. Și se gândea cum voi arăta, cum ce nume îmi va da, vrea ceva special. Adică îți dai seama ce înseamnă o, o mamă care, care totuși vrea să a pierdut-o în sarcină sau a. murit? Nu, a murit de, de... anghină. La cum ce vrea? La un an și jumătate, copil care mergea, care vorbea, care reacționa la toate, dar iată o răceală banală care s-a transformat într-o amigdalită acută. Și s-a sufocat copilul. E foarte tragic și trist. Și, iarăși, dacă e să pornim numai despre povestea asta, poți să spui multe, pentru că e, e vina circumstanțelor, a, a faptului că medicii sâmbătă duminica, nu, nu erau prezenți la spital, într-un spital, într-un sat. Da. Și acest lucru a amânat consultarea și, respectiv, a dus la, la un deces care. Bun, mama asculta acel spectacol radiofonic în care protagonista era o fetiță de 5 ani pe care o chema Radmila. Era, cred că, un spectacol iugoslav, mm -hmm. în acele timpuri, sârbesc. Ok. Și um, i-a plăcut atât de mult acest nume? Prenume. Că a zis, pe fata mea o voi numi Radmila. Bun, s-a născut fata. <laughs> S-a făcut, mama a spus că vrea să mă numească astfel. Nu, rudele, stai puțin, dar ce fel de sfânt are care să o apere? Că trebuia de să un fi sfânt o, o sfântă, noi. sfântă, vreau Marie. Mai ales că era 31 august, după alte sărbători, trebuia să am un nume clar pentru toată lumea. Nu, bunica a și zis, adică nu îmi stâlcesc eu, nu gura Limba, cu, da. cu așa cu așa nume. Ce fel de Radmila, nu știu ce, dacă nu-i puneți Radmila nu, nu, nu știu, nu, nu am altă idee. Și s-a votat cu fițuice, cu... Da, deci e o istorie interesantă, la care țin foarte mult, pentru că cea mai tânără mătușa mea a venit, ea era elevă în clasa 10 -a și era și dădacă, okay. dădaca mea. Și a zis că mie îmi place numele și dacă nu-i puneți acest nume, nu, nu, țin copilul. Adică nu o să am eu grijă, o să aveți voi, mătuși, celălalt. -a. Le -a și Le-a convins. Ați mai, mea, e, mai aveți frați? Am după. un frate. Mm -hmm. Copilăria în sat, după care un liceu, la un ghe, sau v-ați dus? La Călăraș. Copilăria în sat, 8 clase se făcea atunci, atunci da. și m-am pornit la medicină la Chișinău. Aveam 5 pe linie, respectiv, trebuia să fiu admisă fără examene. Așa era în anul A, 86, când am, când am mers la școala pedagogică. Și pe drum spre Chișinău s-a întâmplat ceva cu mine. Mi s-a făcut rău, hai să zic așa, mai, mai, mai simplu. <laughs> și era stația următoare, Călăraș. Tata, știind că este o școală pedagogică, hai să vedem ce-i cu școala aia, între timp se face bine, poate mâncăm ceva și mergem mai departe la Chișinău să te faci doctor, pentru că el mă vedea în halat albielu și imagina că eu am să-i tratez numai cu prezența mea pe, pe bolnavi. <laughs> Și aveam aveam stofă, adică știam să mă comport în situații critice, aveam cumva o okay. reacție așa, nu eram sperioasă și eram potrivită, să zic acestei meserii. Și dacă tatăl meu a fost toată viața cardiac, că la 27 de ani când îi avea, doctorii au spus că va trăi câteva luni. Bine, au urmat încă 27 de ani după aceea. Dar uh, când m-am născut eu, nu, nu 27, mai mulți. Când m-am născut eu, tata a suferit un infarct, tot uh, pentru că a, a trecut prin mai multe tragedii uh -huh. și încercări ale vieții. Și uh, eu eram foarte atașată de el și citeam toate cărțile de medicină pe care mama le cumpăra pentru el, ca să fiu și eu de ajutor, ca să pot și eu să-l ajut. Și să știi că lucrul acesta l-a influențat și l-a făcut să creadă că voi fi medic. Dar la călăraș când am văzut lista disciplinelor pe care trebuia să le studiez, mi-au plăcut. Și am zis, stai puțin, călărașii și mai aproape decât Chișinău. Nu vreau atât de departe, că eu eram foarte atașată și de părinți și de sat. Și eu vreau să cânt, pentru că tata mi-a cumpărat la 10 ani acordeon și vreau să învăț în sfârșit notele. Eu am învățat la auză când la acordeon. Ei, ce-mi trebuie mie să stau printre bolnavi și să iau decizii din astea vitale. Da, da. Mai bine mă fac pedagog. Tata, eu vreau să rămân aici, la școala pedagogică. Și așa -am, am mers pe, pe acest traseu pedagogic. Acolo este colegiul de pedagogie. Și colegiul de de este? Da. Foarte bun colegiu în acei ani. Foarte bun. De deci, ce mi-a dat școala aia, nu mi-a mai dat nici facultatea. Am învățat și acordeonul, numai că notele... <laughs> așa și nu. Știi cum, așa, superficial, pentru că totuși eram obișnuită să prin totul la uz și cântam de unde se ia meseria de textier. De acolo vine. Că învățam la uz melodiile, dar nu aveam acces la texte. Uh -huh. Știam câteva rânduri dintr-un cântec, de exemplu, care îl cânta, pe care îl cânta la Pugaceova, frecvent la televizor. Da, da, da. Melodia îmi plăcea, învățam la acordeon melodia, dar textul e al de unde nu pentru că nu era Google. <laughs> Și atunci, ca să nu mă pierd, pentru că nu-mi place să, să mă simt pierdută, îmi scriam eu. Așa. În Încercam română. să traduc în română din ceea ce știam sau ca să le pot cânta la concertele mele, pe care le organizam destul de des atunci când veneau oaspeții. Fratele meu trăgea, deschidea cortina, <laughs> trăgea părdelele. Deci tot ca la carte. Vă artist ca Republicii, sau cum era atunci SSR. <laughs> <laughs> și atâta, așa veneam eu, mă așezam pe, pe scaun cu acordionul cel mai mare decât mine, când mi se vedeau numai ochii și cântam melodii cunoscute publicului cu versurile mele. Ce așa a început zic? cumva pasiunea pentru scris. De acolo. Nu numai de acolo. Pentru că tatăl meu, de când mă țin minte, scrie poezii. A scris, nu mai este tată, dar ele au rămas în capul meu. Și atunci când aveam acele momente de comunicare cu tata, care nu au fost puține, pot spune că în perioada copilăriei și adolescenței, cât am stat eu la părinții mei, mai mult am comunicat cu tata, fiind profesor, aveam teme de discuție, inclusiv da, da. acea matematică, la care niciodată n-a vrut să mă ajute. Și deci erau teoreme, geometrie, tu îți dai seama și stăteam până la miezul nopții și după. Și mă chinuiam la o problemă și nu. Dar lui uh, cu tare. Cine, ajuta? Ei, Cine ajută? Și îmi dădea niște exemple care mi-era clar că nu o să o facă. Okay. Atunci trebuia să caute o rezolvare. Deci el a fost așa destul de strict și dur. <laughs> Foarte dur câteodată. Dar uh, aceasta m-a disciplinat, m-a făcut să, da, să știu să dau din coate și să obțin ceea ce mi se pare că pot să obțin cu mai puțin efort. Dar părinții știau că scriți încă de meditică. Adică și spuneau și iată, despre asta. Atunci când tata am recita uh, primele versuri, aveam 5, 6, 7 ani și eu știam că el le-a scris, că eu îl întrebam, dar cine a scris tata? Eminescu? De fiecare dată îl întrebam. Eminescu? Nu, tata a scris. Pentru mine... Eram... Anume așa a fost, că tata e un fel de Eminescu. Al meu. Avem e publicat? Avem, nu. Dar nu a vrut. Eu am, am vrut să fac acest lucru, mai ales când simțeam că viața începe să apună și vreau să-i fac aceste gesturi. Nici într-un caz. Și cu atât mai mult el zice, tu de mult mai depășit, publică-ți, te rog, textele tale. Ei, dacă o vrea vreodată vreun artist, dar să cânte pe prin un text de-al meu, vreun cântec, nu o să mă supăr. Adică asta îi plăcea. Ar fi vrut Aha. să fie câteva texte cântate și au ajuns să fie cântate. Marian Stărcea a făcut câteva melodii pe versurile tatălui meu. Serios? Da. da. Și tata s-a bucurat în, în timpul vieții. Apropo, încă un lucru despre acordeon, ca să nu uit. Da. Tata Destru a vrut foarte mult ca eu să cânt la acordeon pe scenă pe scene mai mari decât cea de la florița din casă, unde se deschideau perdelele. Și um, Ce acest vis întâmplat? știi când s-a întâmplat? În ultimul an de viață al tatălui meu, eu am jucat la Geneza Art, un rol secundar, al unei dive care cântă la acordeon pe scenă. Și visul lui s-a împlinit. Eu am reușit să fotografiez și să filmez acel moment unde când valurile Dunării la acordeon, unul dintre primele cântece învățat de mine, pentru că el tare ținea la acest vals. Și să-l vadă, și să mă vadă pe scenă cu acel acordion în, în mână. Deci, te când, te câți ani au trebuit să treacă? Da, da, ca -am un să se împlinească. Adică, noi vrem uh, efect imediat și rezultate imediate. Mm. Uh, răbdărică. O zic, mi-o zic mie și o zic și fetelor mele și tuturor celor care vor să asculte ceea ce spun cu răbdare, se ajunge dacă ții foarte mult la un vis și lași cumva și universul să conspire. După colegi, ce urmat? M-am dus la Chișinău cu gândul că mă duc la drept, la facultatea de drept. Ce m-a apucat? Nu știu, cred că era o modă de atunci și majoritatea colegilor din grupă, se duceau după școala pedagogică pentru că aveau mai mari șanse să intre la drept și m-am dus și eu cu toată hurta, adică cu băieții mai ales, uh -huh. că eram cam băiețoasă de, de întotdeauna. În mahala spune. băieți, n-ai spune, da? Mie și mâncărurile pe care le mănâncă și le preferă băieții îmi plac și băuturile. Okay. decât Că multă lume aridea de mine când zicea că bomboane, poate ceva, niște bomboane, nu, da, dulce, o bucată de pește sărat. Dar <laughs> Și atunci, știi, Mărături. Stai, fată, că tu arăți ca un înger, dar mănânci pește sărat și ți-ar plăcea așa o, o gură de whisky în loc de uh, lichiorurile astea dulci. Nu-mi plac băuturile dulci. <laughs> Băi, adevărat, adevărat, ce să ne ascundem după deget? Uh, da, am crescut în acest mediu. Am comunicat foarte mult cu tata. Îmi plăcea să asist chiar și la momentele în care uh, tăia păsări sau uh, iepuri. Okay. Să văd totul, adică, de ce nu? Dacă tatăl meu face, el e zeul meu și eu, înseamnă că e un lucru normal. Deci, asta mi spune. Grebi, hulubi. Tata era un, un, un om interesant, ce să zic. Și, la drept, când trebuia să dau examenele, eu eram pregătită, chiar s-ar chiar fi putut să devin un, un notar, avocat, avocat sau cine știe. Mama mea se îmbolnăvește și trece prin două operații. Și tata spune că nu știu cum am să mă descurc eu cu mama. Trebuie să te gândești la faptul ca să mergi la fără frecvență și să stai acasă, să vii în sat, să predai la școală, ai deja meserie și să ai grijă de mamă. Știi, parcă s-a răsturnat cerul peste mine. La dreptul nu o să poți să faci acest lucru, pentru că dreptul necesită frecvență, frecvență și prezență. Da, dacă te duci la o limbă și o literatură română, cred că ai să poți să faci și facultatea liniștit și să ai grijă de mama și să lucrezi. Și fiind o fată ascultătoare și iubitoare, am venit, eu țin minte ziua în care am venit și iarăși erau rudele prezente și era acea mătușă care mi-a insistat ca să fiu radmila și zici că chiar mai mult contează mama și... O să stai acasă. O să stai acasă. Și am mers. Adică dacă o să fie nevoie, poate și nu o să fie nevoie, dar totuși dacă este duci la drept, tu noi să poți să faci acest lucru. Și m-am dus la litere. Și așa, țin minte că am, am scris la ale hamite, nu, la Universitatea de Stat. Am dat examenele foarte bine. 98, nu știu cât acolo, 9,8, că ai deja trecusem la sistemul acesta. Pentru mine a fost examenele celea o bifă. Și deci nu am venit nici cu un interes Pentru că nu m-am pornit la litere M-am pornit la drept oameni buni Da. Uh, și a păruse Posibilitatea să merg la Iași În acel an deja Studenții noștri aveau deschidere Către instituțiile din România și zic, Iași, e aproape de Ungheni Am venit acasă entuziasmată Tată, eu vreau Iași. totuși să merg la Iași Pentru că pot să fac acest transfer Uite, sunt fete care au, au note mai mici Dar au, au ajuns în acele grupe Bine, dacă vrei la Iași, tu te la Iași, dar totul nu o să fie. Ei, dai mai aproape, ei, a înțeles el că e o perspectivă pentru mine. Ce a făcut decanul facultății? A zis nu. Noi avem nevoie de studenți buni Atasă. și la Chișinău. Și nu mi-au permis. Și am rămas la Chișinău la litere. N-a trebuit să trec la... fără frecvență. Slava Domnului! Înseamnă că mama era bine. Mama se însănătoșea, și am avut acel regret că m-am dus unde n-am vrut. Și fac această facultate, nu, nu pot să zic că mi-a dat foarte mult, m-am angajat, anii 90, sărăcie. Cât? Ce salariu avea tata? 70.000 de cupoane, iar eu aveam bursă 35.000 sau 50, nu mai țin minte, adică era strașnică perioada aia. Și acum țin minte, nu aveam ce să mâncăm. Tot ce aduceam de acasă, se mânca într-o zi, două, și umblam și mâncam semințe prăjite, cumpărate în, în ziar și acum țin minte, și urcam ca să nu ne plictisim, am venit cu ideea. Proleguzul 2 face ocolo orașul hai să zic așa, adică trebuie da. trebuie face acest cerc până la Gaudeamus, petelor, ne cumpărăm câte o pungă de semințe și călătorim. Da. Și asta erau, și astea erau călătoriile noastre, vorbeam, râdeam, ca niște copii a... ai anilor 90, ca să nu intru în detalii. Da, gândaj de bucătărie peste tot la în cămin baze, era în bază la cămin apa aia curgea nu curgea din robinete făceam duș în ligian. <gânt> cum să spun duș adică te stropeai peste cap și am trecut prin râie prin tot ce vrei scabe asta care cămin, care era da? peste tot era, o, era chiar o perioadă grea ce înseamnă criza, că cei care nu știu ce înseamnă criza se uită așa cu ochi mari, vai de mine. Am trecut prin, prin, această criză la facultate, deci era criza, nu învăț acolo unde mi-ar plăcea, nu m-au transferat la Iași, bani nu de mâncat nu este ce, dar m-am angajat la, întâi la școală, și atunci am înțeles că pedagog din mine nu va ieși niciodată. La o școală numărul unu din Chișinău, era în centru undeva, în zona Uniunii Scriitorilor, așa ceva, mm -hmm. în acea zonă. Și era o școală simplă, nu era vorba de liceul uh, Asaki, care cândva fusese școală numărul 1. Mm -hmm. Și câteva luni am lucrat și n-am mai rezistat. Copiii nici să te vadă, nici să te audă. Absolut desfăru, ceea ce nu era propriu mie unui copil care în sat nu se auzea musca, exact expresia asta. Da. Chiar și atunci când am cu copiii din clasele primare, nu am avut răbdare, dar cel puțin copiii mă ascultau. Și aici am venit clasa 7 și 8, exact vârsta asta complicată. Îmi făceau tot felul de gafi, se uitau la mine ca la o colegă, ca... Da, <laughs> ca era la... Partid da, eram de partid. 22 de ani sau 21. Da, da. Mai puțin, chiar 20. Doar câteva luni. Profesor. doar câteva luni și în ziua în care m-am împiedicat în fața clase și toți au râs, dar cum m-am împiedicat uh, scena aia pe care stă profesorul unde e tabla era putredă, era dintr-o scândură vai de ea și eu luam în niște ciuboțele și iarnă și toamnă și primăvară din astea fără încăl neîncălzit fără plană era așa o sintetică și aveau tocuri, că atunci era așa totul pe Tocuri. tocuri. Și mi-a intrat un toc ușor în, în scândura aia putredă și când am dat să fac pasul în față, am căzut în patru labe. Imaginează-ți momentul în care stă o fată în fustă, în fața clasei, în <laughs> patru labe. Știu copiii clar că Au vor râde. Secunda, că eu în secunda ce am, am realizat totul și nu vreau să ridic fruntea pur și simplu am rămas așa. Că unii dintre ei s-au speriat, au zis că mai poate s-a lovit tare. Dar eu mă gândeam ce să fac, care-i pasul următor, cum să ies din gafa asta așa mai, mai ușor. Și uh, totuși am ridicat la un moment dat așa, capul cu multă mândrie și am zis hai, râdeți! <laughs> și ei s-au pierdut încât nici n-au mai vrut să râdă, știi? Și încet, încet m-am ridicat, m-am scuturat, și mi-a plăcut. Știi cum când ești sincer cu copiii ei, simt lucrul ăsta și da. când nu începea a urla la ei, dar invers, te prefaci momentul în glumă. Dar tot în acea zi, după orele de română pe care le-am predat, cu ștrampii rupți în genunchi, am urcat într-o leibus, să vin la facultate de acum, că aveam și la facultate câteva ore la care nu puteai să lipsești. Același ghinion când dau să cobor dintr-o leibus, cineva m-a împins și am căzut pe brânci. Am avut pată, și o zi de la la, da, da, Și au fost zile din astea mai multe, dar în aceeași zi am căzut de două ori. M-am rupt toată, adică și scoate și genunchi. Mm. Și am zis, gata, fată, nu te descurci. Nu ai putere, nu ai vigilență, nu, ai, nu, ai, nu le poți duce pe toate în spate. Rămâi frumos fără bani. <laughs> Cât ți-or da părinții atât, am lăsat pedagogie pentru că simțeam că nu, nu voi face față. E, și când am văzut că sărăcia mă copleșește și nu pot să pretind ca părinții să mă ajute în același timp în școală, dacă mă duc chiar și în satul de baștimă, nu, nu fac față, pentru că nu-mi place. Am da, da. înțeles că nu-mi place. Trebuie ceva să fac. Și la o zi de naștere cineva a pus ochiul pe mine și a zis tu vorbești atât de bine românește și te descurci, cunoști limba rusă, zic foarte bine, eu știu, hai să vii să ne ajuți pe noi la Institutul Botanic să traduci lucrări din rusă în română, pentru că se făcea trecerea aceasta la limba română și în toate instituțiile există acest lucru și aveau nevoie de uh -huh. mâini ieftine. <laughs> de resurse de, de umane. Da. Să folosim așa. <laughs> Pentru că salariul <laughs> era mai mic decât, iarăși, decât bursa uh -huh. pe care o aveam. Și am uh, mers și am lucrat uh, la Institutul Botanic vreo jumătate de an și mi-a plăcut. Dar drumul spre Institutul Botanic era atât de anevoios încât la un moment dat m-am îmbolnăvit. Dar m-am îmbolnăvit urât de tot. Pe jos mult mergeam, iarna a fost foarte grea și anevoioasă. Țin minte cum mi s-au împleau cizmulisele alea despre care tot spuneam cu, da, cu zăpadă, picioarele ude și m-am îmbolnăvit foarte tare și asta m-a făcut să mă las. Și am mai făcut cum zicea bunica, câine câinește doi ani de facultate și am ajuns la aeroport. <laughs> Angajată la aeroport. Datorită unei prietene care a lăsat facultate S-au deschis companiile private aeriene. Era numai Air Moldova, dar după aia au venit alte companii, Voyage International și Moldavian Airlines. Și fata asta, cumva, prin cineva, s-a angajat la una dintre companiile acestea, Moldavian Airlines, și a fost uh, din casier, nu știu, în, în alt departament avansat, o să zic așa. Okay. <laughs> și avea nevoie de un um loc Ah, ok. Eu absolveam facultatea. Și acum ați minte ziua în care a venit m-a căutat și a zis că eu te văd pe tine foarte potrivită pentru acel loc. De la litere la aeroport, bilete la avion. Și acum ți minte. Wow. Cum? Da, iată, trebuie să înveți acolo un sistem, niște noțiuni și lucrezi la aeroport, în fiecare zi la aeroport vine transportul, te ia, te duce. Mai că va trebui să te trezești foarte devreme la ora 4 De începem, aiaţi. da sunt gata să fac asta, numai să nu mă duc în școală. Eu când îmi imaginam că după facultate trebuie să mă duc într-o școală o să lucrez, deja gustasem din această pâine, mă duc la aeroport. Au început examenele de stat, au început eșecurile mele în meserie nouă de casier, care era cu totul altceva decât să vinzi bilete la autobuz și acolo poți să greșești. Mai, acolo erau conexiuni prin Budapesta, din Budapesta în altă parte, din un, un sistem întreg de noțiuni și tot în engleză. Făcusem câteva ore cu o fată de la corpul păcii de, de engleză și m-am trezit pur și simplu în ocean, pe o bărcuță mică, mică pe o frunză. În noată. În noată. Ce să fac? Dacă mă las de asta, trebuie să mă duc acolo unde nu vreau. Nu. Am să rezist. Am dat examenul. Cu Am absolvit. În timp ce lucrați la aeroport, cu bani mai mulți. La aeroport aveam salariu 100 de dolari. O avere. O avere după acei bieți, 50 de mii de cupoane plus 30 de la grădina botanică plus nu știu ce când nu mi-a ajungea de un ruj și trebuia să improvizez o culoare și să o... Eu da, ți ai interes? Cu degetul, da, da, da. eu de aia așa am făcut o Pomada să se spune la ce și era din aia ieftină care te usturau și ochii de la, de la ea pentru că era și expirată, desigur. <laughs> și roșie de mama focului. <laughs> adică. Și roșie și chiar un mov din Iulieta ăsta care rupea așa. ochii, da. Și am, ce să zic, am ajuns la acest salariu, păi din primele salarii știi ce am făcut. Mi-am cumpărat cercei de aur și inel. Așa, Visul oricărei fete, niciodată n-am avut aur. Eu ziceam că asta e un, era un clișeu. Cine are aur, are, are un și are ceva de spus. Da. <laughs> și tata mi-a cumpărat o singură dată în viață o pereche de cercei pe care i-am pierdut într-un accident la Călăraș când strângeam în perioada când se culegea poamă, da, ne duceau da. cu hurta și eram lucrător și am, am alergat și am agățat gâtul de o sârmă pe care se înșurau ceașafurile noastre și mi-a zburat cercelul. A fost tragedia vieții. Da, ca darul tatălui meu și eu am Șânx putut de să și să pierd și să-mi rup gâtul. Bun. Mi-am cumpărat totuși cercei și am făcut? din următorul salariu am cumpărat și tatălui meu și mamei mele, șor cu cruciuliță. De aur. Da. Copilul lor câștigă și le întoarce încet, încet ceea ce au investit. <laughs> 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 și tot felul de Pierde de călcat, adică cei ce nu, nu aveau părinții mei, da, încet, da. încet, din în fiecare salariu, nu m-am gândit o clipă la mine. Dar ce înseamnă pentru un copil atunci când își poate ajuta părinții care Da, și mama avea altă operație, deja la sân, că era oncologie și toate se amestecaseră și vreau să fac totul pentru oamenii ăștia care cărora le datoresc și astăzi, da, ca să le prelungesc și viața și bucuria. Și să știi că n-a fost rău. Deși primii, primele luni parcă, știi, norocul prostului. Că nu nu pățeam nimic. Iar peste câteva luni am început să am penalizări. Încurcam lucrurile, pentru că era vorba de coduri, de aeroport, de țară, de tarif. Opa. Și când mă uitam, vine la contabilitate o sumă, o penalizare care nu avea un buget al companiei ca să compenseze greșelile agenților. Eram agent de vânzări, nu eram casier. Mm -hmm. Și dacă câștigam 100 de dolari, penalitatea era 250, de exemplu. Și adică trebuia să lucrez câteva Cât luni. Două luni pe da. Dar am trecut prin asta, am învățat să fiu mai atentă, să nu mă joc, <laughs> pentru că s-a terminat cu jaca. Copilul, ești în viață de adult și răspunzi pentru fiecare cifră și fiecare simbol. Și am ajuns să fiu un agent bun. De Câți ani ați lucrat la aeroport? Și de la litere? Eu de la absolvire din 96 până în 2002 am lucrat neîntrerupt în acest sistem. Mult! Da. Cu permutări. Pentru că am mers și în agenția centrală, deja da, dar în cel mare, în aeroport, în aceeași companie. Dar în aeroport am lucrat vreo 5 ani. Vreo 5 ani. Dar în timpul ăsta Scris. -o. Sau 4. Și în timpul ăsta. Unde a rămas scris? cu o mână vindeam bilete și cu alta scriam zi. Ok. Adică <laughs> dar nu s-a pierdut, nu s-a pus de... Să știi că nu s-a pierdut, pentru că devenise ceva normal. Adică cum ți-ai spălat dinții, așa era scrisul pentru mine. O comparație stupidă, dar e adevărul meu. Mm -hmm. Eu, o, dacă trecea o zi și nu... am pe file câteva rânduri... Apropo, foarte mult a contat mediul în care mă aflam. Pentru că era un pictor care lucra la check -in. Toată lumea adunată de pe nu știu unde, din diferite zone. Domene, da, dacă, da. da. Pentru că era ceva nou, da. da. Am, am și ce uh, mi-a plăcut, că directorul general angaja uh, oameni care cunosc foarte bine limba română. Era un mare atus să cunoști foarte bine limba română, chiar că era un examen. Și uh, lumea care mai, era în preajma mea știa română, uh, citise niște cărți, și atunci aveam despre ce să vorbim. Și dacă eu aveam în poșet acel carnet cu poezii, din când în când, la sărbători, mai citeam. Și mă lăudau, respectiv această apreciere a lor mă făcea să continu. Da. Dar n-am da. spus un moment foarte interesant. Care, în 96, care? când eram în ultimul an la facultate, a venit o zi în care am avut bun, o zi ghidată de stele acum 26 de ani în septembrie, l-am cunoscut pe Marian Stârcea la biblioteca de pe Pușchini. Și acolo au început, put, au început textele pentru cântece. Din acel moment, din 96, eu scriu texte pentru cântece și am ajuns, deoarece Marian era un compozitor serios, am ajuns, ajuns pe mâini bune. A fost o școală foarte bună pentru mine, că una era să-ți faci pentru cântecele tale la acordeon pentru publicul restrâns și alta e să scrii texte care să ajungă pe buzele, de exemplu, a lui Ion Surceanu, că e unul dintre primele texte ajunse în... Asta am vrut să întreb. Da. Care a fost primul text scris pentru un artist? Okay, Sau vers. pentru ce artist eu, eu nici primul nu știu text. care a fost primul text, pentru că eu i-am oferit lui Marian carnețelul meu cu toate poeziile. Și el ales. Și el a ales. Când le-am scris, cum le-am scris, e treaba mea. El a ales ceea ce a considerat că e și potrivit printre pentru. primii artiști care au cântat după versurile dumneavoastră... primii a fost Suruceanu, a fost uh, Natalia Barbu și încet, încet alții. Dar ce-ți mai trebuie tu, fată de la facultate, care vinzi bilete la avioane, să-ți cânte Ion Suruceanu? Textele tale. Uite așa a fost. Înseamnă că e cineva. Undeva care regizează. Da. Eu vreau să vorbim despre acel cineva care regizează un pic mai încolo. N-am terminat cu bio bi biografia. După în aeroport... 2002, după aeroport a fost agenție de vânzări bilete în continuare, pentru că eu am <coughs> în 99 am născut-o pe Paula, am fost în concediu de maternitate și în 2002 am reluat serviciu. Și am mai lucrat până în 2009 când s-a născut Viviana. Dar deja mă sufocam. Nu mai puteam. Deci nu mai era lumea mea. Cu atât mai mult că au început să se deschidă acele agenții și, și a pătruns internetul în casele noastre. Da, da. în astea... loc să crească, scădeau. scădeau da. Aveai procent din vânzări, procentul scădea. Și eu zic, mai da, oare merită eu să fac asta când scriu un text bineștită acasă și... Dar deja ați neaduce. început să câștigați din păi scris. Păi dacă din 96 și eu colaboram în continuare cu Marian, da. ziceam că cu o mână scriam. scriam și cu alta vindeam bilete. Nu mai simțeam, nu era făcut cu drag acea meserie făcută. Da. Respectiv, asta mă, mă atragea mai mult, da, seria da. de textier și meseria. Atunci nu era meseria. Eu nu știam că sunt meseria și eu scriam din drag. Nici nu mă gândeam că am să câștig bani din asta. Pentru că mult timp am scris fără da, da. recompensă materială. Până numele a vrut să fie cunoscut de mai mult și atunci a apărut interesul, concurența, respectiv femeie și îți plătesc. <laughs> și în 2009 ziceam că am nevoie de un motiv serios ca să părăsesc. Pentru că nu poți să te duci de la o bucată de pâine stabilă. da? Și când s-a născut Viviana, am hotărât, ea este prioritatea mea, nu-mi trebuie niciun serviciu, eu am să scriu texte și am să câștig din asta. Și am să fac ce-mi place. Când, cum vreau eu. Adică eu am făcut întotdeauna ceea ce mi-a plăcut și m-am eliberat de ceea ce nu-mi place și nu m-am gândit că la un moment dat am să merg în satul de Baștină și am să urc pe dealuri cum îmi place mie, să urc pe dealurile cele pe care le-am cu treierat, cu tata și să mă duc la rândul meu cu fetele mele și să le arăt. E de pe aici mama mers, acolo a acolo m-a mușcat un câine, acolo... adică îți dai seama, da, da, da. niște amintiri. La un moment dat, dealul fiind deasupra satului și satul fiind ca un anfiteatru, auzeam cântecele, versurile cărora mi-aparțin. Tu știi ce sentiment e asta? Când tu te duci în satul tău și tu redevii copilul care a ieșit din acest loc simplu, năzbătios, fără mari pretenții, fără a te cunoaște cineva și tu la un moment dat auzi în curtea cuiva că anișoara cui că cânte cei cu inima asta și ție-ți -ți rupe inima de, de, un sentiment foarte straniu. Și tu în Florițoaia poți să, sau mergi cu transportul public, că de multe ori mi s-a întâmplat în transportul public să-mi aud uh, piesele. Și e un sentiment plăcut. Adică fata aia care la 10 ani i s-a pus un acordeon în brațe de după care nu se vedea așa, s-a înverșunat să scrie textele ei, uite că a ajuns în momentul în care culege cântat de alții și pe care îi respect, pe care îi ador, pe care niciodată n-am visat să-i am în, în lumea mea, acei mari artiști care erau, când eram copilă, niște monștri sacri pentru mine. Și uite că am ajuns să pot să mă întâlnesc cu Ion Sruceanu, să ne mă și să-mi spună ce mai faci, draga mea. Adică unde s-a văzut copila aia care el poate să fie tată? Deci se poate. Se poate. Dar e bucuria mea că fac ceea ce îmi place. Oricât Sigur, de greu ar zi. fi. Și oricât de greu ar veni acest ban, pentru că scuză-mă din poezie, nu câștigi. Și noi toți știm asta, nu e un secret. Și nici din, din texte nu câștigi. Și nici din texte. Pentru că mulți îmi spun, dar tu unde ai parcat? Zic că eu nu am parcat pentru că am venit cu trolebul. Cum tu circul? cu Dar ce e aici atât de grav? Adică o spun din cei care îmi cântă versurile. Pentru că eu am bucățica mea. Iată ce se întâmplă. Că cei de umbră au bucățica lor. Pe când laurii, știi tu cine-i coleg. Și nu e o nedreptate în asta, dar e, e realitatea. Să nu creadă ceilalți sau chiar aceiași colegi că ai ce ai aruncat niște rânduri pe o foaie. Nu. Că că eu, faci eu, asta. Da, eu spun că nu pot să scriu mai mult de trei texte pe zi asta, când oamenilor le arde, nu mie, pentru că lor le arde și întotdeauna nu știu de ce îmi spun cu, cu două zile înainte că mâine avem înregistrare am programat cum să-mi dai tu mie să-ți fac textul. Ei că așa s-a întâmplat, probabil că au fost la altcineva și nu i-a satisfăcut și atunci am rămas eu. Și eu mă gândesc, așa, eu am patru texte astea de scris, la toți le arde, da? Dar cum să scot eu melodia asta și ideea asta din cap? Că eu până acum am scris și m-am chinuit pentru artistul acesta. Și acum totul trebuie șters în capul meu să învăț altă melodie. Pentru că până nu auzi profund melodia și nu se lipește de cap, tău nu vin cuvintele. Că nu e o fustă de cusut. Și iată, așa. Nu e la fabrică, da. Nu, nu e la fabrică. Și, într-adevăr, nu e ușor. Poate veni într-un într ceas, poate veni în două săptămâni. Pentru că eu acum nu mă plâng, să fie clar. Dar nu, eu spun că, că nu e ușor. Da, nu absolut. se, nu e atât de ușor. Și nici uh, satisfacția cea pragmatică a noastră pe care fiecare dintre noi, de care fiecare dintre noi depindem, nu avem încotro. Așa e construită lumea. Și lumea a făcut foarte deștept lucrul ăsta, deștept, nu știu dacă e de bine sau de rău, încât ne supunem acestui Dumnezeu banul. Mai mult sau mai puțin. Dar depindem de el. Și atunci când vin necazurile, cel mai bine simți pe, pe pielea ta, când se îmbolnăvește un om apropiat și tu, fără să ai acel ban, nu poți să-i oferi medicamentul și atunci, tare, multe lucruri le regândești și le vezi. Și nu mai zici nu când îți vine un uh, artist și vrea să cânte ceva care total nu vibrează cu ființa ta, cu convingerile tale. Și tu te gândești: Eu nu vreau să scriu de pahar, nimic. Nu vreau să scriu de pahar, apropo. Trăiască vinul. <laughs> Am văzut că aveți un vin frumos și îmi place nu, Noi vorbeam acest acum, chiar, chiar, e interesantă ideea că nu scriu doar ce, ce vreau, scriu ce, ce trebuie, pentru că Dumnezeu banu. Da. Pentru că e un text la comandă și pentru că dacă tu vrei să câștigi din asta, trebuie să te supui celui care... Voia boierului, știi? Da. Voia boierului. Și atunci cum să faci acest compromis? Banii tăi fac bani lunar, iar tu petreci mai mult timp cu cei dragi. Deschide acum un depozit ascendent în lei de la OTP Bank și beneficiezi de rată fixă de 17% anual, depuneri nelimitate și dobândă la închidere anticipată. Mai mult, ai parte de un cadou garantat, un card Visa Gold gratuit. Economiile tale sunt în siguranță alături de un grup financiar internațional. Detalii pe otpbank.md Mai am un subiect. Hai. Dar eu am mai multe, de fapt. Dar pentru că am vorbit foarte recent despre biografie și ați spus despre cele două fetițe, haideți să vorbim un pic despre familie și apoi ne ducem despre tematica pe care o abordați în poezii și versuri. Așa. Am vorbit despre familia din care vă trageți, vorbim despre familia pe care ați întemeiat-o, astfel încât s-au născut Paula și Vivian. Viviana, Viviana da. Viviana. V-ați căsătorit la ce vârstă? M-am căsătorit, pot spune, la aeroport. M-am născut în pădure și m-am căsătorit la aeroport. <laughs> păi, da, dacă sunt întrebată unde te-ai născut, într-un sat fărițaie veche, nu mă duc lângă pădure, la doi pași de pădure. M-am măritat la aeroport. <laughs> m-am măritat la aeroport pentru că acolo m-am întâlnit cu tatăl fetelor mele. El lucra la check-in, eu vindeam biletele. Și unde poți să mai întâlnești oameni, dacă nu acolo unde fierbi. Lucrez, Lucrezi, da. da. Ne-am împrietenit. Și un moment dat am zis, păi, tu n-ai pe nimeni, eu n-am pe nimeni, nici nu știu dacă vreau să mă gândesc la o dragoste mare, hai să ne... N -n 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 nu de a fost tiner. dragoste de asta, super, cu floricele în stomac nu, și Eu cred că nu, eram destul de măricică deja. Atunci mhm. fetele se măritau la 18, 17, 19 ani, făceau copii în timpul studiilor la școala pedagogică, de -a, de -a. la facultate, eu deja depășisem. Eram așa destul de trează când am văzut că e un om de cuvânt, un om cu care mă înțeleg și putem să avem o discuție interesantă. Fără, Sunteți împreună. Fără fluturi, da, iată, e, el e în cum, cum zicea, cine, tot cu ce tot cu Ne-am întâlnit la o nuntă la cineva dintre colegi și sunt glumele astea între oamenii. De tot cu cea, da. Bun. E bun. <laughs> uh, toți te toacă. Cum până acum nu te-ai măritat? toți, că e, vedeam, nimeni neminos de ei, rămâi fată bătrână, și când auzeam de fapt, bătrână, eu și acum mă simt fată. Ești bătrână sau nu? Adică, hai să... Și eu nu voiam să mă supun acestor reguli. Dar îmi dădeam seama că trebuie. Da. Pentru că toată societatea trâmbițează că trebuie. Bun, da, da. 24 de ani, și trebuie. Dacă eu încă vreau să zbor cu avion, eu vreau să mă fac stoardesă. Eu așa de mult Și, mi dorit. Făcut? și nu mi-a dat voie acest coleg de serviciu care a devenit soțul meu că o, să, că o să te umble prin avion și toți o să te pipăie. Ha. Ei, și eu m-am gândit, dar cum asta ar arăta? Nu, no, cred că totuși eu nu sunt omul care să fie... Păi, ei mi-a arătat el un exemplu care, pe care îl văzuse în, în mintea lui uh -huh. și să zic că m-a convins. Am făcut ce am făcut, am lucrat, ne-am căutat de treabă, la un moment dat s-a născut Paula, când aveam 27 de ani, deci multă lume îmi zice, cum, tu ai fată de 22 de ani? Azi mă întreabă. Păi, făceți un calcul, la scoateți din 50-22 și normal, aproape la 28 de ani am născut-o, nu, nu e atât de devreme. Chiar că... Adică, conform calculilor, parcă e logic, da, dar da, când da. ne văd alături, parcă n-ar spune. Da, s-a născut Paula, eram foarte fericită pentru că eu de mic copil am zis că vreau să devin. Ce vrei să devii? Mama. Serios? Da. Mhm. Două fete, 23 acum. Acum și are... 23 și 13. Aveți fetiță de 13 ani. Încă e mică. E mică, nu putem. -mi e vârsta aia, aia când încep uh, să, se pronunțe, să se pronunțe caracterele și da. marele nu dar înțeleg foarte bine dacă încerc să mă detașez și să-mi amintesc cum am fost eu și mai ales că o am pe Paula, care este reperul și care mă -am, amintește cum am fost eu la 13 ani și o să treacă. <laughs> și adică e interesant, e interesant să fie... I am auzit odată un, poate prea mult spus, blestem al unei mame care a zis nu-ți doresc decât să ai și tu copii și să fii fix cum ești tu. <laughs> Majoritatea mamelor <laughs> au acest Știi blestem cumva? că la un moment dat mamele obosesc și ele. Și nu numai la un moment dat, chiar cred că foarte multe sunt umerii mamelor din acest spațiu. Pentru că mamele și femeile din acest spațiu fac foarte multe și rămân foarte tare în umbră, dacă ești de acord. Da, Laurii în toate instituțiile le culeg cine? Noi nu vrem să fim acum foarte feministe, dar așa este. Pentru că perioada asta de uh, concediu de maternitate, noi o pierdem în sensul profesional vorbind. Uh, și nu doar că suntem pe zero în momentul în care suntem în concediu de maternitate. Că diam, trebuie să o iei doar de la zero iar. Trebuie să revii și majoritatea femeilor care am discutat, să care revii au fost și în concediu. Să revii. și să-ți revii. Și atunci când revii din concediu de maternitate, majoritatea femeilor zic, eu credeam că nu mai știu să fac nimic. Trebuie să eu de la minus, nu de la zero, de la minus. Ca și când revii acum, de pe băncile facultății, încă o dată să începi meseria. Și da, în sensul ăsta, nu suntem feministe, dar vorbim în general că ni s-au pus pe umerii noștri, sau poate noi singuri ne-am pus. Tatiana. Pe umerii noștri, Nu. S-ar putea? S-ar putea sigur, sigur, să nu păi niște... Și, și vezi în familie, aceea da. urmezi să faci, adică urmează să faci, pentru că eu acasă nu l-am văzut tata trebăluind la bucătărie, respectiv mama când când vede altceva se indignează. Tu trebuie să faci asta, eu cu mare greu am ajuns asta. <laughs> <laughs> nu, deci sunt niște lucruri pe care, hai, eu le spun așa în glumă, dar nu mai în glumă, păi, mai în serios. Vorba, dar da. eu la altceva mă gândesc. Iată atunci când sunt întrebat dacă sunt feministă sau nu. Depinde cum definiți voi feminism. Hai să ne băgăm în sensul cuvântului. Dacă e vorba să fiu de partea femeilor care, care sunt, hai să zic așa, marginalizate sau nedreptățite, Sigur că sunt feminist, dacă asta e feminism. Sigur, pentru că eu sunt de partea bunicilor mele, mele, bunicelor, ele, care. Doamne, cât au mai muncit. Au muncit și bunicii. Dar mie mi se pare că pur și simplu și-au dedicat totalmente viețile copiilor, mulți copii. Și n-au mai stat o clipă. Și chiar și în biserică, când ne-am și temte de bărbatul tău și tot temutul ăsta de Dumnezeu, de bărbat, totul e raportat în, în termenii ăștia. Adică da, nu, da. nu te teme așa, dar să te temi altfel, dar cum să mai da, Da, de Dumnezeu și atunci dacă mă tem de Dumnezeu, cum să-i mai încredințez sufletul meu dacă eu mă tem? Deci hai să schimbăm un pic gândirea și să vedem temutul ăsta duce la bine sau nu. Sau poate să ne împrietenim cu Dumnezeu, cu bărbații din preajmă și să nu e vorba de acea egalare, pentru că mulți confundă să fim egali în toate. Noi, prin definiție, nu suntem egali fiziologic și în multe. Adică eu nu vreau să carceci, cară un bărbat în aceeași măsură, pentru că mă doar și nu pot, într-adevăr nu pot și eu nu vreau. Uh, și atunci, de ce ceri uh, să ai aceleași drepturi și egalitatea? Și am zis, stai puțin, hai să ne așezăm și să subliniem. Să, da, să subliniem și să facem ceea uh, ce e ce real și ceea ce nu e real pentru mine, dar nu, nici de cum să nu exagerăm, pentru că exagerările astea tot nu duc la bine, pentru că frustrarea niciodată nu a dus la, la rezolvarea pașnică a problemelor. Totul trebuie discutat la rece, ca oamenii civilizați să putem să schimbăm lucrurile în bine. Pentru că și bărbații care descoperă acum această bucurie de a fi părinte. Pentru că ascult tot mai multe și mai multe exemple apar și în societatea noastră. Da, da. Ei sunt copleșiți de acest sentiment atât de străin părinților lor, de exemplu, sau bunicilor, nici nu mai vorbim. Și zic, mai dai frumos, dai bine, dar îmi place. Și asta e. Trebuie să nu impunem ceva, dar să, să discutăm să le dăm despre voie, asta. Să, să le oferim bucure. șansa. Pentru că și da, cum spui tu, și femeile sunt vinovate. Nu fa asta, nu fa asta, nu fă asta, pentru că tu nu poți, știi? Din, din startul face impotent. Nu. Lasă. Ah, așa cum... să un pic, da? da să da. fac stângați puțin. Deci e o artă să conviețuiești și o artă să reziști sub același acoperiș cu un unul și același bărbat, tot cu așa. Da, și e, e, da, e un compromis continuu. Această tematică, sunt sigură, am și citit, am și ascultat piese, se vede în piesele a căror texte le-ați scris, în cărți și poezii. În poezii, în general. Și dragostea. Dar dragostea nu asta de care pe care mulți încearcă să o afișeze pe Instagram-uri se și așa da, mai departe de dragoste. dragoste de... dacă e atât de afișat? nu știu, mie, mi se pare că dragostea e un lucru atât de intim și vrei să-l ții cât mai aproape de tine și cât mai puțin în vizorul cuiva, pentru că trebuie să fim conștienți că nu toți au parte de clipele alea de fericire, hai să zic așa, nu dragoste, dar clipe de fericire. Și atunci când le văd la altcineva, Um, nu au întotdeauna ochi buni pentru asta. Și parcă ceva poate să piardă, dar nu din acest motiv, cu prea multă energie uh, toxică se îndreaptă asupra unui om care are parte de o, un moment de lumină. Lumina e altceva, e mult mai profund și dragostea uh, noi nici nu știm dacă o trăim. Pentru că ajungem la un moment dat când ne, ne uităm în urmă și zicem, dar n-a fost deloc dragostea. Sau ce a fost dragostea? În ce... S-a văzut ea. Că, până la urmă, sunt doi oameni străini care au împărțit poate totul, dar nu a fost dragoste. Pentru că apar niște momente de trădare care, care nici de cum nu vorbesc despre dragoste. Și atunci, da, noi ne-am spus unor reguli, noi am mers din inerție, noi am făcut niște lucruri pe autopilot, dar nu le-am trăit cu adevărat și noi nu ne-am uh, sacrificat de dragul celuilalt, nu din necesitatea sau din obligațiune că te sacrifici că, ca Hristos pe cruce, nu. E vorba de o dorință de a face pentru celălalt ce vrei să faci, să împarți. Necondiționat. De, necondiționat și nu, nu într-atât de mult încât să devină povară pentru tine această dăruire, știi? Adică orice dăruire are limite, pentru că atunci când nu-ți vine înapoi, la un moment dat simți parcă se duce în gol. Deci, atunci când nu apar întrebările astea, atunci e dragoste, probabil. Dar când începi a cânta, că eu ți-am dat atâta, tu mi-ai dat atâta și eu am făcut asta, tu noi ai făcut asta, gata, eu nu cred că asta e dragoste. Și atunci poți să afișezi tu mii de fotografii pupându-te. Asta nu o să vorbească despre dragoste. Asta e în îndrăgostirii, mai bine zis. ce și e afișat. Viața e o, un labirint și atât de lung și întortochea drumul spre lumina de la capătul tunelului, încât când ajungi la capătul acelui tunel, îți dai seama că ei, prima sută de ani a fost mai greu. <laughs> da. Ai tot bagajul, ai înțelepciunea, ai răbdare, dar nu mai ai unde să o aplici. Înseamnă că trebuie ceva să facem cu asta. Cum adică să ajungem la capătul tunelului și să nu mai putem aplica? Hai să aplicăm acum la mijlocul tunelului. În primul rând, noi nu avem în mintea noastră noțiunea morții bine conștientizată. Pentru că atunci când omul realizează că e muritor și moartea nu depinde numai de anii adunați, dar depinde de foarte multe circumstanțe și ziua de mâine s-ar putea să nu vină pentru toți, așa cum sunt pericolele astea, acum războiul ne arată, virusul ne-a arătat. Ce trebuie să-i mai arate omului? Că el nu știe că e muritor. Pentru că dacă el ar înțelege că e muritor, ar trăi altfel, ar prețui viața altfel și ar investi în viața asta ca să lase o urmă. Că nu ești veșnic pe ceva. Bucur-te să împarți ceva cu celălalt. Pentru că numai asta e bucuria vieții. Tu nu poți să acumulezi, să acumulezi. Cum ai scari tot ce ai acumulat în sicriu? și drumul acolo se termină. Adică unde ai să te duci cu toate astea? Și parcă am înțelege, dar tot nu înțelegem cu adevărat. Pentru că... Parcă așa auzim și zi, dăm din Darwin, Dar cap așa. Darwin a și evoluția, a știut, știut, da? da? Da, A evoluat foarte mult. Și a evoluat tehnologia și medicina și tot ce, ce depinde de om. Poate că eu de multe ori mă gândesc, dar nu suntem noi uh, instrumentele cuiva pentru că nu oricui vine în cap tablița lui, care i-a venit lui Mendeleev, și nu oricui vine în cap cum să fac să apară electricitatea. Adică, să adică... spuneți că gândurile noastre vin din altă parte, nu din capul nostru? Oarecum, da. De unde? De la ei? Ne-am duce acolo și am cere să coteală. Este teoria șefului. că vine din afară. Gândurile noastre nu noi nu le declanșeam. Nici poezia nu ne aparține. Ea trece prin noi, noi suntem puncte de trecere. Deci am... credeți că gândurile noastre nu ne aparțin, ele vin de undeva, de la o energie Deciziile mai mare. ne aparțin. Deciziile, aha, liber arbitru este, da. dar gândurile nu vin de la noi, dar cineva ne conduce. Da, noi suntem o gară pentru toată informația asta care circulă de jur împrejur. Și unele gânduri staționează mai mult, altele mai puțin, altele rămân pentru totdeauna, pur și simplu strică trenul Dar Depinde da, da, de noi și gânduri vin la noi. Depinde de acțiunile noastre. De, 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 depinde de acel filtru care suntem. A, deci noi ce, suntem un filtru da, și da. lăsăm să treacă ce merităm la noi. Da. Ori lăsăm să treacă prin noi, ori uh, atragem anumite informații în funcție de... de Lungimea de undă pe care ne aflăm. Uh -huh. Pentru că, într-adevăr, tu la un moment dat realizezi că întâlnești în viață exact acei oameni care simt ca tine, gândesc ca tine. Sau opusul lor, deoarece tu, temându-te de, de, de acel uh, fel de a fi, tu l-atragi. Pentru că tu te gândești la el, pentru că spui întrebarea. Îi dai uh, importanță. Da, și îi dai importanță, dându-i importanță, tu l-atragi în câmpul tău. Parcă așa am constatat eu din... din uh, Hai să zic, din umila mea poziție de trăitor al acestei planete și al acestui univers. El e de neînchipuit. Noi nu putem să ne imaginăm casa asta, dar ea există. Nu da. poți să o neglijezi. Această cale lactee, acest soare și când te gândești că în lumea asta sunt atâtea universuri, ca acel multivers despre care se vorbește. Și tu să știi că fizica cuantică spune că așa cum este infinit acest univers, așa este infinit și micro. Uh, mic, micro, 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 universul. Pentru că noi nu știm cât de mic poate să fie acel mic. Știi? Adică într-un într grăunte de nisip poate exista un alt univers mic. Da, da, fizica cuantică a demonstrat că micro, micro, micro și noi nimic. Păi da, dar nimic cum asta? poate fi măsurat. Și asta e uh, marea întrebare. Pentru că noi nu avem nici limbaj pentru ceea ce începe să descopere fizica cuantică, că ea e doar pe cale de a descoperi multe lucruri, știi, și de a ne le explica, și a ne le explica printr-un limbaj absolut inaccesibil nou, pentru că noi nu avem cum să avem acele cuvinte și acea imaginație odată ce nu ne-am atins de ele. V-ați simțit vreodată limitată în cuvinte? A... mereu, mereu. Scriind și Parcă ai o idee, dar nu Mereu, ceea ce văd e mult mai mult decât ceea ce pot să exprim. Și asta e marea tristețe a oricui. Dar la ce vă referiți când spuneți ceea ce văd? Că doar nu sunteți o vrăjitoare și vedeți acolo și ei și noi nu vedem. Bun, hai să spunem hai. ce înseamnă să fii vrăjitoare. Noi mm -hmm. vorbim de vrăjitoare, dar de fapt și cei care nu erau fete da, și vrăjitoare. vedeau și aveau viziuni erau arși pe rugă. De ce? Pentru că gândesc altfel, pentru că se exprimă altfel, pentru că au niște, au altă imaginație sau pentru că aceasta nu, nu se oglindește în, în gândirea multora. Mm -hmm. Și atunci când mulțimea nu gândește ca tine, tu, ești respectiv, ești exclus, ești ceara albă care trebuie să fie nimicită pentru că ea nu merge decât împotriva curentului. Dacă De fapt, vorbim, erau oameni Dacă normali. definim așa vrăjitoarea, <laughs> înseamnă că sunteți o vrăjitoare dacă definim așa, da, poți să-mi spui vrăjitoare. Și nu vrăjitoare, dar nu, vedma. Pentru că vedma e de la a vedea. Da? Că vrăjitoarele vede. mai și fac vede. chestii. Da. Dar vedma pur și simplu vede, înțelegi? Vrăjitoarele umblă cu fum, cu nu știu ce reacție, Clas de, de, rață. de <laughs> rață. și altele, știi? Doamne, eu când aud chestii din astea, și cum pot să... Și vă temeți? Nu! Tocmai că niciodată nu m-am temut. Eu în fața porții am văzut niște semințe aruncate, nu știu ce, și mama să la da. la da, este măriți de atât faci să îți Doamne, ferește mama! Adică niciodată pe mine mă amuză lucrurile astea. Eu nu cred în, astfel de... Atunci când crezi, probabil să îndeplinească. Păi nu, el nu că se îndeplinească, el atrage asupra lui acea informație. Da. Atât. Dar, Dar eu am mează. avut îns. Programează. Da. Cumva programează. Dar, iarăși, nici acest lucru nu este explicat. Pentru că mai nou am citit că acele afirmații care trebuie să le spui în fiecare zi ca să ajungi la un obiectiv e o mare minciună. Și, și tu ajungi să, să crezi în ceva pentru care nu depui efort, pentru că tu crezi că o să facă cineva pentru tine. Dar dacă tu nu miști lucrurile. lucrurile. lucrurile nu aștepta dacă o să vină mașina aceea pe care ai vizualizat-o de un miliard de ori. Ea nu o să vină dacă tu nu ai să faci ceva pentru asta, înțelegi? Ați spus vreodată în practică, iată, când prăjiți un ou acasă pentru familie, aceste calități de vedemă. Nu, pentru că eu am ars ouă wow, de atâta că ne-mi ideile poetice și eu trebuia să... Da, da, de câte ori am ars mazărea? Pentru că ea trebuie să fiarbă, fiarbă mult. mult. timp și eu pur și simplu așa, jumătate de oră eu precis să sunt liber. <laughs> și mă apucam de scris și atât scris o, în foc, Și scris-o m în transă. Dar eu totuși, nu sunt, totuși sunt om veni, normal, nu? da? <laughs> și mă a dus în transă și mă rup total de realitate, ca la un moment dat, un miros iute și urât, <gântu -i> să mă trezească și zic, mazărea ta o asta. nevastă. Vede mă, și, în ce ești. Da, mă ce ești. Stai cu poezia ta acolo. Și asta e treaba, că n-am vrăjit decât în detrimentul <gântu -i> meu. Dar nu, că eu când asta, deși asta și-a spus tot interesant, dar chestia asta în sensul în care ce, ce vede o vedemă în realitatea ei atunci când intră în transă, Uh, ea se pupă foarte bine cu ideea în care eu gătesc ceva cu energie pozitivă. Eu nu o să mănânc uh, prăjite de o femeie care e nervoasă. Deci eu nu pot... Uh... În sensul ăsta pus în practică în viața cotidiană. Se leagă astea două sau nu? Ideea Pui dragoste că... în pâine da, și pâinea da. se face. Eu cunosc acest, Teoriile astea. această teorie. Deci, da. Mai, de câte ori am făcut lucruri fără dragoste și așa de bune au fost și așa au fost apreciate de alții și eu știu că am făcut fără dragoste și de nimic. Deci oamenii, în funcție de cât de familie era, o apreciat și au zis că e vrăjit. Ce ai făcut? Ce ai pus acolo? Dar nu am pus nici, chiar nu i-a ajuns lapte și am pus nu știu, și niște zăr, știi? Adică, Aha. hai să fim serioși. Totuși... Să uh, nu ne romantizăm prea da, tare. prea, prea, că apoi mm -hmm. ne rupem de pământ. Deci și... e vorba, viața cotidiană e viața cotidiană, transa e transă. Transa, transa, e transa da, Noi nu putem să... să... le amestecăm. Cum le amestecăm? Cum facem o boacănă? Cum ardem mazărea? Deci trans la urmă, e lumea noastră. Lumea în care tu, dacă ai chef să da. intre și din trans să extrai, să aduci ceva pe pământul ăsta. Da. Așa? Deci asta intenția ta, dacă tu vrei, crede-mă că trans o să fie mult mai aproape de tine, pentru că acel ochi, care eu zic inteligență supremă, care totuși noi, dacă am, am zis că e numai meritul nostru, nu o să fie adevărat. Pentru că atunci când eu citesc poezia asta și eu nu mă recunosc, ce-a fost asta? Ce au fost cu mine atunci când eu am scris -o? Eu știu că asta e o, o viziune, o informație care îmi vine de undeva și eu pur și simplu sunt omul care, captea, care captează și care prin cuvinte exprimă ceea ce au văzut, ce au reușit, ce o reușit să vadă, pentru că nu poți să vezi tot întreg tabloul și cu atât mai mult nu poți să te exprimi într-atât încât să-l cuprindă. Și eu pur și simplu mă consider norocoasă că eu am simțit asta, am intuit asta. Eu nu știu cum să-i explic, pentru că e foarte greu să găsești acele ziceam, cuvinte. limbajul, limitat. Da, da. Două chestii totuși. foarte importante. Ochiu, despre ochi. Nu uităm să vorbim despre ochi. Și la ce vă referiți? Da. Deci, în ce credeți? Dumnezeu, ochi, magie, vrăj, clas de rață. <laughs> și ne ducem înapoi. Ca să intri în acele stări de transă, ce trebuie să faci? Rețeta. Rețeta. Vă rog, rețeta. <laughs> Același exercițiu. Cu cât mai des faci acest lucru, cu atât mai repede poți să-l uh, obții. Și starea de trans e la, la, la o mână întinsă. Cum să intru în trans? Nu rețete pentru nimeni, pentru că toți suntem niște persoane absolut diferite unei mm -hmm. de alții. Și ce e, e valabil pentru trans? mine, nu e valabil pentru tine. Dar sigur, sigur pot să spun că dacă te concentrezi tare, vine și trans. dacă tu ești cu gândul la mazăre și cu gândul la grădiniță și cu gândul la nu știu ce, nu ți mai vine transa aceea. Tu trebuie să te poți detașa de toate. Eu cred că mai există și ceva care ori ți se dă, ori nu. Un fel de, de a deschiderea către cam, cam, cam ceva de ce către Da, către treci Și când uh, te ia și te absoarbe de pe, de pe, această planetă, acel și nu poți reveni cu picioarele pe pământ, atunci e mai greu, pentru că trebuie să ai și abilitatea de a cobori, cu picioarele pe pământ. Păi, arde... exact aceeași intrare în rol. Bine că am fost în teatru, atâta cât am fost, în patru ani am înțeles acest lucru. Pentru că și rolul cel a jucat, e aceeași transă. Tu, ca să convingi publicul, tu trebuie să fii acea soacra, a doamnei Bovarii, care e rea, care e dură, care e parșivă și pe care copilul meu, care era în sală și văzându-mi chipul și ochii și auzindu-mi intonația s-a speriat și după spectacol mi-a zis, te rog, când vii acasă să fii mama și să nu fii acea de pe scenă. M-ai impresionat la nebunie, dar nu vreau să fii în viața de zi cu zi așa. Oh, înseamnă că ați intrat în rol bine. E tot aceeași trans. Pentru că un poet este un actor. Partener general OTP Bank. Haideți să ne ducem acolo unde eu am vrut să vă întreb în ce credeți, cui vă rugați să zicem sunteți un om credincios. Am vorbit despre galaxii și trans, clans de rață și mazare. Și acum ne ducem Asta la religie. Mi poate mi-amintesc unde am scris eu acel text care o să-ți răspundă mai bine decât mine acum. Okay. El nu e așa de lung. Mai trebuie să-l găsească. Și nu mi-am luat ochelarii. Vai, te capul meu. Tot am inerția vederii limpezi. Și da. când mă trezesc, nu văd. Femeie, iată, e același lucru. Adică, mulți spun că uh, vine o vârstă, când nu mai poți să da sufletul. Același lucru. Eu uit, că nu văd. Și caut. Da. Nu înseamnă că sunt spuneți cuvintele. Proprii. Dar hai să-ți spun totuși așa, în cuvinte simple, cum s-ar spune, da? În ce cred? În inima mea. Simțire, intuiție, toate la un loc. Chiar dacă m-a făcut să sufăr, dar nu ai cum să treci prin viața asta fără suferință, a ales pentru mine ceea ce a fost mai, mai corect. Și atunci când n-am ascultat acel, acel, centru, care îi zic centru inimii, am uh, greșit. Și foarte bine știu că am greșit, pentru că viața mea arată cu fiecare ocazie. Deci, dar ții minte că eu ți-am șoptit. Trebuia să faci altfel. Dar tu ai vrut să asculți de toți și n-ai ascultat de tine. Iată, ce acel eu care mie îmi spune în anumite momente decisive, cruciale, de cotitură, nu știu cum să le numesc, și eu nu-l ascult, iată e aceea ce merită să fie crezut și în ce merită să cred. Eu nu pot să-l explic. Eu nu pot să-i spun Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a devenit așa un cuvânt de utilizat și pe el s-a speculat atât de mult. Și uite ce fac preot să aghezmuiesc tancurile ca să o alți oameni. Deci unde e Dumnezeu lor unde e acel Dumnezeu despre care se vorbește în biserică. Și e foarte greu de vorbit despre ce în ce crezi, atâta timp cât a fost foarte, foarte profanat. Și nici n-am dreptul pentru că eu nu-L cunosc. Ce e Dumnezeu? E totul? E în mine? E în afara mea? E, uh, mă pedepsește? Să mă tem de El? Sau totuși să fiu prieten cu El? Adică încă multe avem de spus până a ajunge la noțiunea de Dumnezeu. De aceea n-am să fiu atât de curajoasă din umila mea poziție să spun să vorbesc despre Dumnezeu ca despre un, un ceva cunoscut mie. Poate eu încă-l cunosc. Poate eu încă n-am ajuns pe departe să mă apropii de el. Vreau, dacă el există, să-l cunosc și să fie parte din mine, dar eu nu știu dar viața mea arată că există ceva mai presus decât mine omul muritor, omul care se împiedică, care are își face cuie care uită, care greșește care în fiecare zi greșește și, și are o mie de alegeri și totuși de multe ori alege ceea ce nu trebuie și nu-i trebuie lui mm -hmm. și nu o să-i prind bine și nu o să-i facă bine nici lui, nici altora dar nu știu din ce considerent o face și atunci acel ceva Greu de pipăit, greu de definit, greu de înțeles. În, în înțelegerea mea și mai ales în, în inima mea, există cu certitudine. Eu pur și simplu nu am găsit cuvântul. Acea forță, acea inteligență supremă care e mult mai inteligentă decât noi, vieții muritori. Noi atât de puțin înțelegem deși ne spare că suntem atot cunoscători. Buricul pământului. Dar buricul pământului rămâne valabil, florițoaia vechi, pentru mine. Eu vreau pe final să amintim despre faptul că e posibil că în toamna asta se va întâmpla o serată de aniversare a celor 50 de ani, în care dacă se va întâmpla să fie una organizată în toamna asta... Tatiana! Dragă. 50 de ani, aniversare, eveniment. Îl promovăm de pe acum. E foarte frumos uh, acest uh, indemn, Da, de a promova ceva ce încă nu este conturat. Asta înseamnă că poate Dar cineva în viața asta a venit cu, cu astfel de uh, gest, nici nu știu, truc, hai să-l numesc truc, pentru că eu atunci când colaboram cu și colaborez în continuare cu Nathan, mm -hmm. el a anunțat piesa <laughs> înainte de a scrie eu textul. Eu știa doar și, și urmă, pe urmă ieșea, nu? Și eu vedeam anunțul, eram etichetată, dar eu încă n-am scris un rând pentru acest. <laughs> și vrei, nu vrei, făceam textul. Iată așa, păi așa vreți, e. nu vreți, de o să faci evenimentul. Acel care, făcea, care anunța, fără ca eu să anunț, decât câțiva oameni cu care încerc să conturez uh, o, hai să zic, o seară, o seară de suflet. Dar pentru asta trebuie bani, Tatiana. Și banii pe care mi-au promis organizatorii sunt mult prea puțini ca să faci ceva care să merită. Sponsori, cine vrea să fie uh, partener la evenimentul Radmilei Popovici, uh, numărul de telefon. În vreau să fac o serată. Și Da, S-au promis multe, dar până la urmă nu-i suficient. Să se găsească sponsori. Sponsorii să vină aici. Să este nevoie. Și vezi că eu am venit numai nu cu gândul ăsta la tine ca tu să, să anunți lumea căutăm. Și dacă căutăm sponsor pentru evenimentul Radmile Popovici, acolo chiar va fi de la meu. crem e, nu e al meu, e al celor da, care da. vor fi pe scenă vezi că e suficient să, să vezi să ai viziunea Azi ca pe urmă -a să vină și am, am vei, <laughs> da, 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 te rog, îți <laughs> dau totul dar vezi că din ce zonă îți dau exact din zona inimii dar nu îți o dau decât din zona inimii pentru că capul el e gara, știi? pe acolo vin, trec, îți blochează, da, și chiar explodează gândurile și nebunește. Dar inima aia e acel filtru în care merită să crezi. Și acel Dumnezeu al fiecăruia, care se numește bun simț, îi mai spun alții sovesti, care nu te lasă să faci porcările, acel decalog, știi? Să te supui acelui decalog la nivel de inimă. Tu simți asta fără să-ți mai scrie cineva o listă întreagă de păcate. Și acum că am pus la cap acest, această organizare de eveniment 50 de ani. Clopăsei. Mulțumesc că ați venit, am un cadou pe final, oh. fix așa un vin, de la partenerii noștri am o fetească neagră de la Castelminic. Ce frumos! Poate e. că tot am conturat evenimentul din toamnă. De noiembrie. Mm. Și pentru că vinul mă ajută uneori să intru După. în stare de transă, pentru că grijile cotidiene te, te prind în, în clește și tu uh, nu te poți relaxa și mintea nici de cum nu vrea să se ducă în, în zona aceea. Și atunci e așa o guriță de, de acest ajută. vin. Ajută. Da, pentru că în vin este adevărul, spunea cineva în vinoverita, să știi. <laughs> da, în vin este adevărul. Tare mulțumesc că ați venit, mult spor în continuare și să invităm încă o dată oamenii să aducă sponsori aici. Și dacă n-am citit nicio poezie, atunci o să asculte uh, pe scena Teatrului Național pe 9 noiembrie la ora 6 și jumătate seara, dacă va fi. Partener general OTP Bank.